Evenimentul caritabil de fotbal Cupa Prieteniei, ediția a treia, a început weekendul trecut la Castelum. Competiția a debutat sâmbătă, 3 februarie, ora 13 și se va încheia pe 25 februarie, orele 15, odată cu premierea câștigătorilor. Stare bună de weekend, binevenită! Cea de-a treia ediție a turneului caritabil Cupa Prieteniei a început sâmbătă ora 13 cu meciul dintre echipele Timpuri Noi și FC Imum 95. Competiția caritabilă are ca scop ajutorarea copiilor abandonați în centrele de plasament sau în secțiile de pediatrie ale spitalelor, dar și acelor copii care nu au acasă o situație financiară bună. De ce se desfășoară această competiție la Castelul? Am găsit o primărie care a vrut să se implice și ne-a primit cu brațele deschise și ediția care se desfășura la Megidia, aici la Castelul fiind a treia ediție, din cauza spațiului din cele două săli fiind ocupat, n-am putut să-l desfășurăm în Megidia și l-am adus la Castelul. Care sunt condițiile de participare? Condițiile de o taxă de participare de 250 de lei și bunuri pe care pot să le doneze echipele participante. Toate fondurile care se strâng și obiectele, unde vor merge? În edițiile precedente am fost în trei locuri, sau ca scop, sau ca direcție, sau țintă, au fost trei locuri. Unu, secția pediatrie din Megidia, unde sunt copii orfani sau copii abandonați, un centru de plasament din Constanța, pe care nu l-am ales noi, Direcția de Protecție a Copilor ne-a sugerat acest centru de plasament, și a treia direcție în zona Băneasa, unde sunt câteva săni, Lespezi, Văleni, Făurei, unde sunt copii cu o situație specială, deosebită. Ne-am dus și am donat lucrurile adunate la acest turneu. Pe teren, jucătorii au dat tot ce au putut pentru a oferi un spectacol fotbalistic celor prezenți în tribune. În prima zi a Cupei Prieteniei au avut loc 4 meciuri de fotbal. Timpuri Noi, FC Imum 95 cu scorul de 2-3, Nogailar, Valea Dacilor, Ali Baba cu scorul de 6-1, FC Nord, Asancea UDT, Valului Traian cu scorul de 3-4, FC Castelu, Young Boys cu scorul de 2-4. Cum au fost meciurile de astăzi? Meciurile s-au desfășurat în sub egida fair play-ului și au dat seama că este vorba despre Cupa Prieteniei și până acum a fost tot ok. Cum vi s-a părut meciul de astăzi? Destul de antrenant, ați văzut dumneavoastră două echipe bune, zic eu, echilibrate. Acum nu știu valoarea să o evaluez eu în măsură, dar o mișcare bună de weekend, binevenită! Ce v-a determinat să participați? Dorința de a face sport. Face sport de copii, de când ne știm, și această dorință ne împinge să facem sport ori de câte ori avem ocazie. Ce le urați tuturor echipelor care s-au înscris? Succes și cel mai bun să câștige! Ambele echipe au jucat. Ei puțin mai tineri, noi mai de old boy. Dar experiența și-a spus cuvântul până la sfârșit. Față tinerețe, i-au alergat mai mult, noi am dat goluri. Asta a fost meci, 3-2 pentru. Ce v-a determinat să vă înscrieți în această etapă? A terminat, face mișcare și pentru organizația, pentru organizarea turneului care este caritabil, care este caritabil, și sperăm să fie în continuare meciuri frumoase și în limita fair play-ului. Ce urați tuturor echipelor care s-au înscris în această competiție, în acest concurs? Ce să le urez? Succes și să vină cât mai mult. Mișcare contează cel mai mult. Păcat că nu am găsit și la Megidia
să jucăm la Medgidia. Primele două ediții ale Cupei Prieteniei au fost organizate la Medgidia. De data aceasta însă situația s-a schimbat, iar această ediție a fost organizată de Primăria și Consiliul Local al Comunei Castelu în colaborare cu Uniunea Democrată Tătară și echipele Timpuri Noi, FC Imum 95, FC Nord, FC Victoria, Asancea UDT, Valului Traian, FC Castelu, Young Boys, Nogailar Valea Dacilor, Sportul Tortoman și Alibaba. Suntem gazdă la ediția 3 a Cupa Prieteniei, organizată de Primăria Castelu în parteneriat cu Uniunea Democrată Tătară. Ce să vă spun, noi suntem bucuroși să fim alături de tineri în sportul care este cel mai bun dintre toate pentru toți oamenii. De ce se desfășoară această competiție aici la Castelu? Păi, în primul rând, turneul Prietenia, organizat de Uniunea Democrată Tătară, este o acțiune tradițională deja, care este la mai multe ediții. S-a organizat aici, fiindcă a fost deschiderea localității Castelu. Este meritul conducerii Consiliului Local Castelu, prin consilierul local Kerim Jevat, care este membru în cadrul acestei uniuni și este o acțiune benefică, sportivă pentru mai multe echipe din toate etniile. Este un merit al României că poate să organizeze așa ceva și în același timp și meritul organizației noastre. Faptul că fotbalul, un sport, cel mai popular sport, este organizat și echipe din toate etniile. Care au fost condițiile pentru a participa la acest concurs? Păi, condițiile sunt să ai echipă de fotbal, apoi să confirm participarea și să vii să participi, să fii participant activ. Sala sporturilor din Castelu a fost și duminică gazda altor 4 meciuri de fotbal în cadrul Cupei Prieteniei. Echipa Timpuri Noi a pierdut cu scorul de 3-5 în fața formației FC Nord. Cel de-al doilea meci a fost câștigat de Sportul Tortoman cu scorul de 7-2 împotriva echipei Young Boys. Numele nu le-a adus și victoria, din păcate. FC Victoria a pierdut în fața Asancea UDT Valului Traian cu scorul de 4-5. Ziua de duminică s-a încheiat cu victoria echipei FC Castelu în meciul cu Nogailar Valea Dacilor cu scorul de 5-1.